Deci dacă are cineva vreo întrebare legată de prezență sau este totul clar? Nu e deloc clar. Bună ziua, Simona Pretorian sunt. Da. Nu înțeles, prezența se face automat pentru că ei au intrat online? Nu. Acest lucru l-am arătat. Dumneavoastră trebuie să creați sesiune de prezență și să-i marcați prezenți pentru sesiunile față în față. Activitățile studenților... Dar 200 de studenți e aproape imposibil, deci asta cam iese din discuție. Adică un an de 200 de studenți la anul întâi... Nu am altă soluție. Că nu se poate realiza automat, adică îmi imaginam că se poate realiza automat dacă ei intră în acel interval, de exemplu, pe campus. Deci activitatea asta doream să vă spun. Activitatea lor pe campus este înregistrată și v-am arătat în partea de rapoarte, se vede. Fără discuție asta, da. Da. Dar e vorba de intervalul respectiv orar. Nu. Care l-am mă rog. Nu există acest lucru. Deci pot să vă spun că acest lucru se face și pentru studenți când sunt 1000 de studenți. Putem să încercăm pe viitor, dar asta este imposibil în această lună, să zicem, să dezvoltăm un modul care să facă prezența automată dacă sunt culese, fiindcă dumneavoastră puteți să salvați, mă gândesc că vă referiți la întâlnirile online pe Zoom, da? De acolo nu neapărat, adică în timpul cursului, în întâlnirile alea, le indic să intre și pe campusul virtual, de exemplu. Atunci este salvat dacă au intrat pe campusul virtual, aveți dacă la o anumită dată și oră au accesat tot campusul virtual. Aia puteți vedea din rapoarte, din statisticile din rapoarte. Până la urmă e singurul mod în care poți să spui că au fost prezenți, adică în condițiile în care, de exemplu, ne vedeți pe noi acum 100 și ceva, dacă ați vrea să faceți după prezența, e aproape imposibil. Se salvează logul de la absolut toți participanții și pot să o fac după aceea sau să salvez acel log care să fie justificarea de prezență. Deci toți participanții care intră cu numele lor, cu condiția să nu intre cu numele de bla sau ceva de genul ăsta, și acest lucru trebuie să-l solicitați studenților când intră, să intre cu numele lor real și complet, pentru că este o activitate academică, nu urmăresc un meci de fotbal aici, ca să își poată alege ce nume doresc ei sau să se ascundă după un simplu prenume sau ceva de genul ăsta sau un indicativ. Și atunci modificarea și în Zoom se poate realiza foarte simplu de către fiecare. Deci în dreptul numelui fiecăruia la participant se poate redenumi numele fiecăruia dintre ei. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare, dar nu am altă soluție în acest moment. Dacă doriți să realizați prezența pentru o anumită întâlnire în timp real și să o aveți salvată ca și prezență, trebuie să îi marcați pe fiecare punctual. Dacă nu, puteți să creați, cum v-am zis, acea posibilitate ca studenții să-și marcheze ei singur prezența. Și atunci îi rugați pe fiecare dintre ei să-și marcheze prezența. Ei nu pot să facă decât pentru ei înșiși. Dar, și după aceea să ascundeți acea prezență. Deci ea să nu mai fie vizibilă, încă doar în timpul întâlnirii online ei să-și poată marca prezența. Astfel încât venind mai târziu, da, venind mai târziu să nu poată să își marcheze prezența. Prezența, observație, bună ziua, Vasilescu sunt. Da. Prezența eu o salvez văzând durata de timp cât ei au stat pe campusul virtual să acceseze cursul respectiv. Vorbesc la laborator. Pentru că acolo este o prezență care nu se înregistrează video. Dar cealaltă este înregistrată prin numărul de participanți. Se vede care e numărul de participanți. Nu, îmi cer scuze, deci cred că nu am fost destul de clară. Deci activitatea pe care studenții o fac în campusul virtual este înregistrată automat. Fiecare click, fiecare descărcare de document, fiecare încărcare de document, absolut tot, și se vede din zona de rapoarte, din statisticile din rapoarte. Activitatea care o realizați cu studenții online, în timp real, fie prin videoconferință, fie prin alte metode, pentru aceea nu aveți cum să înregistrați în campusul virtual prezența, decât dacă o faceți dumneavoastră prin acest modul de prezență sau o realizați împreună cu studenții, permițându-le și lor să-și marcheze prezența într-un anumit interval de oră. Acest lucru este dedicat, această prezență, doar întâlnirile sincrone. Deci întâlnirile care sunt în timp real,
cum este cea care este realizată acum de către noi. Deci eu dacă aș dori să știu și să văd care au fost cei care au fost participanții aici, aș crea o prezență pentru acest webinar și s-ar putea să devină o activitate, fiindcă aceste webinare s-ar putea să devină obligatorii de urmat sau nu știu, nu-mi dau seama cum se va putea face. Atunci, în momentul acela, se va face o prezență care va fi marcată de fiecare cadru didactic în parte. Deci același lucru trebuie să-l facem dumneavoastră cu studenții. Ceea ce este aici în Zoom, da, se salvează, dar nu se importă automat în campusul virtual, fiindcă nu are cum, sunt două unelte diferite. Zoom este doar o unealtă de management, deci de management educațional, în care puteți să vă gestionați studenții, activitățile, resursele educaționale, materialele de curs, examenele, notele, testele, prezențele, dar nu este o unealtă dedicată integrării de față în față. Pot să vă spun că Moodle lucrează acum, în condițiile acestea de criză, pentru a putea permite, dar de la o altă unealtă, Big Blue Button, dar și de la Zoom, un plugin în timp real în platformă, astfel încât dacă este o întâlnire planificată în calendarul din Moodle, să aibă și un link. Dar acest lucru nu este făcut momentan, pentru că nimeni nu și-a pus problema că va fi nevoie de acest lucru. Deci este o situație excepțională. Îmi cer scuze, rapoartele, cât timp, adică pe ce interval de timp rămân în baza campusului virtual? Până la sfârșitul anului academic, când noi facem resetarea de cohorte, de studenți și de cursuri. Mulțumesc. Deci până în septembrie 2020 în acest moment. Mulțumesc. Plăcere. Mai sunt întrebări legate de prezență, vă rog. Ok? Este și un modul, un tutorial foarte bun de prezență realizat. Diana, dragă, nu ne putea primi în fiecare secundă pe mail-uri. Avem tutorialele astea, avem, deci nu se poate. Noi am primit în fiecare zi 1000 până la 2000 de mail-uri și suntem în continuare doar 4 oameni. Deci, noi suntem fiecare frumos, câte unul. Da, noi suntem 4 pentru... Deci, repet, ce am înțeles eu, da? Deci, cursul, până la urmă, trebuie să-l ținem online și la orarul în care este prestabilit. Că nu se schimbă, răspuns, că nu se... Îmi cer scuze, revin, am spus și ieri, spus și luni. Nu am răspuns pentru acest lucru. Cum v-am spus, metodologia altfel, nu a fost studentul nu știe. Este un consiliu de administrație. În această săptămână mergeți așa, da, cei care puteți, țineți întâlnirile online prin ce mijloc aveți dumneavoastră conform orarului existent în acest moment. Pe viitor, de săptămâna viitoare, va exista probabil o posibilitate și un orar modificat, fiindcă nu este realist să se poată desfășura integral toată activitatea online și nu este indicat. Activitatea trebuie să poată să fie redusă pentru că se transformă și în activitate asincronă prin activitățile pe care le dați studenților să le facă în campusul virtual. Nu puteți să faceți 2 ore de curs în care să le explicați absolut toată teoria, că nu vor fi atenți, nu vă vor urmări. Trebuie să puteți să le dați materialul înainte, cum am spus și ieri, ei să vadă materialul și să discutați cu ei doar punctele spinoase, problemele majore, să le arătați activități și să luați întrebări de la ei, să comunicați cu ei. Pentru acest lucru este un alt stil de predare, o predare prin învățare mixtă, blended learning, care este singura modalitate care poate să funcționeze în acest moment. Pot să pun întrebarea? Da, spune. Așa, eu m-am gândit, nu știu dacă tu poți să spui că e o soluție, deci în timpul acel alocat, 40-35 de minute, cât ar dura un modul din ăsta, face-to-face, dacă las 5 minute și le dau un test rapid. Dacă îmi fac test, înseamnă că au fost și prezenți și dau 2 lovituri deodată, adică 2 muște dintr-o lovitură. Da, testul se poate da în campusul virtual. Da, îl dau în campusul virtual și cine mi-l trimite și acolo nu trebuie să vi-l trimită, se înregistrează automat. Trebuie să mi-l trimite automat și atunci a fost și prezent. Asta nu e o soluție. Ba da, este o soluție, dar nu e obligatoriu să dai un test cu ei la fiecare curs sau la fiecare lucrare de laborator. Da,
până la urmă cu soluția asta adun niște note, adun o bun, situație. Este fiecare, v-am zis, deci mulțumesc, da. E o sugestie foarte bună, dar fiecare face cum dorește, este responsabil și răspunde de disciplina pentru pe care a face, are grijă. A face o prezență la 150 bun. De oameni. Mulțumim mult de tot. Bună, Diana. Dacă tot am sărit de întrebările de blog și suntem la alte întrebări. Da, vă rog. O întrebare tehnică. Dacă doresc ca să încarc pentru un anume curs bibliografie, adică eu, cărți în format electronic, am acea limitare de 5 mega? 5 sau 10 mega, ea se poate modifica din setările de curs. Am arătat acest lucru în webinarul de luni și există și în tutorial. Se modifică setările de curs până la 10 mega. Dacă depășește 10 mega, vă rugăm să-l încărcați altundeva și să faceți un link la el. Bun, de exemplu, în Google Drive și cu share link ca oricine să poată să vadă, să vizualizeze acel document, să inserați link-ul aici. Dar spargeți-l în mai multe documente. Dacă exact, îl sparg în mai multe documente și am o limitare la câte documente să încarc? Nu, nu. Mulțumesc. Nu. Și chiar vă recomandăm, am tot repetat-o, nu încărcați cursul integral. Tot același lucru l-am arătat acum, fiindcă am făcut o statistică azi noapte, m-am uitat repede peste ce s-a întâmplat în ultimele două zile în campusul virtual și marea majoritate, îmi pare rău că spun acest lucru, au încărcat documente mari, un singur curs, un singur document pe curs. Este inuman acest lucru să-l realizați pentru studenți. Ei nu vor ști de unde, ce să ia, ce să facă cu acel document, cum să-l gestioneze. Gândiți-vă la ei, sunt singuri, sunt acasă, mulți dintre ei plecați deja din Timișoara, mulți dintre ei în panică, nu știu cum să gestioneze situații de criză. Așa sunt și dascălii, singuri, acasă și în panică. Bun, deci, mersi frumos. Da. Corect, da, e o observație bună. Eu nu știu dacă pentru generațiile noastre care am trăit alte vremuri, cred că putem să gestionăm mai bine și avem experiență de viață decât tinerii studenți, ceea ce se întâmplă acum. Sau poate asta e părerea mea. Experiență comună prin care și cei mai experimentați și cei mai juni trec pentru prima dată. Asta e. Da. The first time. Mersi frumos. Mulțumesc mult. Precizare. Da. Alte întrebări, dacă mai sunt. Legat de Valentin Maranescu. Da. Legat de activitățile online desfășurate prin Zoom, cum facem ca ele să apară și în calendarul din campus virtual? Trebuie să le introduceți fiecare dintre voi în calendar. Deci mergeți în calendar și dați ad calendar. De exemplu, eu așa am introdus inclusiv link-ul pentru Zoom către studenți. Vreți să vă arăt acum cum să introduceți o activitate în calendar? Link-ul am, dar în calendar nu l-am. Oricum, informația au cu oră, dar ar fi bine să fie vizibilă și în calendar. Dar haideți că vă arăt atunci repede, că asta poate să fie o chestiune destul de utilă pentru multă lume. Doar o secundă. Deci, cum este cu calendarul? Da? Calendarul este, se numește calendar, se află în partea stângă a ecranului de obicei și puteți să-l selectați. Selectându-l, îl puteți vizualiza și puteți vizualiza absolut toate activitățile care există pentru acel curs. Deci nu este pentru alt curs. Când doriți să introduceți o întâlnire, un calendar, în calendar, un laborator, un curs pe care îl faceți, o planificare cu studenții, treceți un eveniment nou și scrieți. Este curs online, la ce dată, la ce oră? Da, am să creez unul pentru astăzi. Aveți, mă rog, mai multe afișări, mai multe informații. Aici puteți să puneți link, link-ul către acea întâlnire Zoom, inclusiv instrucțiunile de cum să se poată loga la întâlnirea din Zoom. Puteți să specificați care este durata, că va dura, să zicem, până la ora 15, corect, sau în minute, și să-i dați salvează. În momentul acela, acel curs a existat și există în calendar. Da? Această activitate din calendar se salvează și este vizibilă. Pentru cei care folosesc aplicația mobilă destul de mult și sunt foarte mulți studenți care o folosesc,
automat li se poate salva dacă au permis acest lucru în calendarul din telefonul mobil. Deci toate aceste activități care sunt în calendar, după cum vedeți, ele sunt activitățile realizate de la prezența care am făcut-o astăzi, de la termenele de lucrări care le-am lucrat astăzi cu termenele de predare, toate apar în calendar. Calendarul este vizibil pentru studenți și ei pot să îl salveze și pe telefonul mobil și să-l aibă ca și notificare. A fost destul de limpede? Altă întrebare, da, vă rog. Aș dori și eu să întreb ceva legat de blog. Te rog, Marcela. Dacă am înțeles eu bine, utilitatea blogului ar fi un mod de comunicare mai direct și mai rapid din partea studenților. Vreau să fac o lucrare de laborator pe campus virtual și lucrarea e destul de simplă, e un filmuleț, deci nu-i nevoie de activitate față în față, dar poate că mulți o să aibă întrebări și atunci sunt mai grupate dacă sunt sunt mai grupate dacă sunt pe blog, plus că poți să urmărești chestia asta, să-i rog să vizualizeze filmulețul și să spună ce au înțeles sau să identifice un element din care este mai special și să răspundă toți acolo în blog. Poți să le pui întrebări și ei să răspundă. Dacă o faci în forum, este mult mai dificil, fiindcă forumul comunică cu toți. În blog este mult mai bine. Este cea mai bună activitate pentru reflecție. Da. Mulțumesc. E foarte bună ideea și activitatea pe care o propui, Marcela. Bine, mulțumesc. Plăcere. Ioana, pot să întreb? Ioana. Dacă facem o combinație între campus virtual, de exemplu, și e-mail, le dau, eu știu, un referat sau ceva. Și ei îmi trimit fiecare cu pe e-mail de la adresa lor documentul, ce i-am întrebat, referatul sau ce. Pentru că nu cred că toți o să reușească să facă prin campus. Dar eu le adresez prin campus. Mă întreb și eu. Întreb dacă... Nu, deci această opțiune eu nu vă sugerez să o faceți. Singurii studenți, sunt studenți care nu sunt înrolați, adică care sunt înrolați, dar care nu și-au primit conturile fiindcă nu au adrese de e-mail sau nu au vă garantez eu că se pricep să Trimit o lucrare. Avem studenți străini, de exemplu. Avem studenți străini în anul întâi care de-abia știu românește. Păi nu știu dacă o să reușească. Pot să selecteze în limba engleză. Pot să selecteze în limba engleză. Dacă nu știu nici engleză, vai și amar, da. În fine. Deci asta a fost întrebarea. Este decizia cadrului didactic, dar astfel va fi foarte greu să-i notați și să păstrați o corectitudine pentru toți studenții. Nu le mai dați șanse egale tuturor astfel. Mulțumesc. Deci, altă întrebare, dacă mai este, aș mai văd. De ce nu este, sunt șanse egale? Sunt șanse egale. Bine, ok. Da, deci văd că mă întreabă lumea dacă se pot salva aceste întrebări. Da, puteți să o faceți dumneavoastră direct. Fiecare dintre dumneavoastră puteți să vă salvați întrebările din chat. Noi nu putem să le salvăm, să le facem vizibile pentru toată lumea sau să încercăm să le facem. Noi le avem în momentul în care vom fi puțin mai degrevați de această parte de înscriere și de înrolare de user și de aceste webinare, vom culege răspunsurile și întrebările care sunt cele mai generale, valabile sau care au apărut cele mai des și o să facem un FAQ întrebări și răspunsuri în zona de curs de tutoriale profesor. Le salvăm, le avem, dar este o muncă care iarăși trebuie să o facem ca să le analizăm și să le punem doar pe cele care sunt mai importante. Dar da, dumneavoastră puteți să vă salvați tot chat-ul și să vedeți acele întrebări. Alte întrebări, dacă mai sunt, să văd. Silviu, Vlad, dacă mi-atrageți atenția asupra unor întrebări care au fost realizate pe chat și ar trebui eu să le răspund. Da, mă auzi? Da, te rog, Vlad. E o întrebare legată de când au avea doamna Nicolina Pop, legată de prezentarea a treia și nu mai știu exact, caut întrebarea. Când va fi o metodologie pentru prezentarea a treia la examen? Ceva de genul acesta.
Deocamdată, cu excepția învățământului la distanță, la care am putut să realizăm mult mai repede o metodologie, fiindcă ea s-a bazat pe metodologia care există deja pentru învățământul la distanță, pentru ceilalți nu am un răspuns. Va exista, dar până când el nu va fi aprobat și agreat de către administrația și conducerea universității, mie mi-este foarte greu să vă zic cum. Dar cu siguranță prezentarea a treia, acolo unde este posibilă, se va desfășura în mediul online. Face parte inclusiv din indicațiile primite de la Ministerul Educației ieri. Deci... Și azi mi-a mai venit un mail acum. Bun. E, cred că același mesaj cu cel de ieri de care vă spuneam eu l-am văzut aseară deja. Bun. Altceva dacă mai există... Bună ziua, Aurel Sătan de la Facultatea de Construcții. Vis-a-vis de aplicația Zoom, există până la urmă un număr de... Adică nu sunt lămurit cum o putem folosi. Eu am simțit săptămâna aceasta folosind o altă aplicație, Cisco WebEx, dar dacă există... Deci dacă Zoom-ul avem licențe și este integrată în campusul virtual, asta ar fi, de fapt, cele două întrebări. Dacă există licențe, dacă sunt suficiente pentru toți sau cum sunt gestionate, pe număr de utilizatori, pe număr de utilizări, cum funcționează? Deci există, Politehnica a cumpărat acum 30 de licențe pentru toată Politehnica. Dacă, cum să zic, va fi nevoie, poate că o să le mai cumpărăm și altele, deși Zoom, eu m-am bucurat că noi am activat printre primii acest lucru. Zoom la ora actuală a blocat accesul la licențele educaționale, deci numai clienții existenți mai pot să achiziționeze licențe, fiindcă sunt depășiți de numărul de solicitări care există la ora actuală, pentru că e o unealtă foarte prietenoasă, mult mai prietenoasă și mult mai permisivă în interacțiune decât toate celelalte, poate doar Skype, dar la Skype trebuie să știi exact userii, adică conectarea individuală cu fiecare. Dacă ai 3 studenți pe care îi știi, doctorant sau așa ceva, e una, dar dacă sunt 100, e imposibil. Aici ai un simplu link și toată lumea are drepturi destul de generale. Deci sunt doar 30. Vor exista probabil 2 licențe pe facultate, la unele facultăți ceva mai mult de 2 licențe, care vor fi gestionate poate una dimineața, adică continuu. Ele pot să fie pe 12 ore. Noi acum suntem în modalitatea de a identifica administrator pentru fiecare facultate, crearea unui orar special pentru următoarea perioadă, care să refere doar la activitățile sincrone, online, cu utilizarea de aceste licențe și care să existe evidență clară că fiecare cadru didactic se întâlnește în fiecare săptămână cu studenții lui, fiindcă asta este foarte important. La ora actuală doar unii s-au întâlnit, s-au comunicat cu studenții pe care îi au. Deci va exista o metodă foarte clară la care lucrăm. Vă spun sincer, lucrăm în acest moment ca să vedem care este soluția cea mai bună și pentru cadru didactic, dar și pentru studenți și cea mai onorabilă de a putea desfășura activitatea în această perioadă. Deci sunt 30 de licențe, vor fi alocate pe facultăți, administratorii acelor facultăți vor putea să gestioneze acele licențe și vor putea să le împartă după un orar care se va realiza probabil de săptămâna viitoare începând sau ceva de genul acesta cu întâlniri. Deocamdată, în acest moment, cu prioritate pentru anul întâi și anii terminali de la absolut toate formele de studiu, mai ales de la licență, noi și pentru grupele foarte mari de studenți, deci unde sunt mulți studenți, nu știu, chiar și în anul 2 am mai avut solicitări, prin e-mail, dacă am primit solicitare pe support@coadademaimuta.cv.pt.ro, noi am creat sesiuni de training. Au fost, cred că, peste 50 desfășurate în ultimele zile cu aceste licențe profesionale. Dacă nu, dacă aveți un număr mai mic de studenți, dar și până în 100 de studenți este permis acest lucru și puteți să faceți o întâlnire de 35 de minute cu ei, să zicem, o dată, vă rugăm să vă realizați conturi individuale, basic, pe Zoom și să vă creați meeting-uri singuri fiecare. Am arătat în webinarul de ieri
cum se poate face acest lucru și da, nu știu, știu, am folosit da. Varianta asta, și puteți să faceți mai multe, deci puteți publicită. Să le trimiteți studenților, la ora asta avem o oră de curs care e preșinită, la ora aceasta începe a doua oră de curs, altul. Da, da, nu, asta e clar. Bun, da. Deci ideea e practic, eu am la anul 2 și anul 3, deci practic nu mă încadrez în varianta. Fiindcă sunt doar 30. Mă descurc cu variantele. Da. Ca să putem să cumpărăm pentru toată lumea, deci noi am făcut un calcul ca să putem după orar, încât să răspundem la tot orarul în paralel la orele care existau la ora actuală în orarul, asta am făcut în weekend, au rezultat 164 de licențe necesare pentru Politehnică. Ceea ce este un cost destul de mare și pe care Zoom a zis că în acest moment nu ni-l poate aproba. Da. Problema este... Și este și un cost mare. Mi-e frică de faptul că licențele gratis, nefiind prioritare pentru furnizor, s-ar putea să... Și știu de la... La mine a funcționat, da. Dar la alți colegi s-a mai întrerupt și speram ca cele plătite să fie mai stabile. Da. De aceea le-am și achiziționat, de aceea există și 5 webinarii care sunt pentru grupurile unde sunt mai mult de 300 de studenți, întâlnirile acestea sunt până în 300 de participanți, da? Și... Probabil că încă vreo 20, dacă va fi nevoie, vom mai cumpăra. Deocamdată să vedem cum se poate organiza activitatea. Deci aceasta este o rugăminte pe care eu o adresez la toți cei care sunt prezenți. Acum se va face acest lucru și de către conducerea universității. Dacă sunt dintre dumneavoastră, cei care doriți ca și cadru didactic, mai ales dintre cei mai tineri, să devină un fel de administrator pe o anumită zonă, pe un departament, pe facultate, vă rugăm să ne scrieți, să-mi scrieți mie direct, fiindcă veți fi secundați de un student de la master sau de un doctorant sau de așa ceva de la noi din echipă sau din echipa de la calculatoare pe partea tehnică, dar trebuie să fie cineva care să-i cunoască pe cadrele didactice și să poată să comunice cu ei și să le asigure atât această parte de gestiune a licențelor pentru videoconferință, cât și suportul de cum să realizeze anumite activități în campusul virtual. Deci această rugăminte pentru toată lumea. Există responsabile IT și la nivel de departament și la nivel de facultate. Da, numai că cei responsabili IT n-au mai folosit niciodată campusul virtual și nu dețin ore. Este mult mai ușor pentru cineva care face acest gen de activități să știe și să înțeleagă de ce este nevoie pentru colegii lor. Este o activitate, acum toți trebuie să colaborăm. Nu se poate ca doar unii să lucreze și unii să zică, nu, am chef să-mi scriu o carte acum sau am chef să... îmi scriu o lucrare științifică mai multe acum, să public cât mai mult, că am timp și nu mai trebuie să fac. Rugămintea este exact așa cum și noi facem acest lucru, să încercați să vă ajutați colegii cei care puteți, să, dacă aveți o licență și nu o folosiți tot timpul de Zoom, să o share-uiți, să o împărtășiți cu colegii apropiați din departament, din echipa cu care lucrați. Deci încercați să colaborați. Peste perioadele grele nu se trece decât prin colaborarea tuturor și unirea forțelor. Individualismul nu va da rezultat în acest moment. Poate că-s mai dură sau mai idealistă, dar este credința clară că noi putem să scoatem ceva bun din această perioadă dacă ne dă Dumnezeu și ne ajutăm toți să fim sănătoși unii cu alții, să îmbunătățim experiența studenților, a cadrelor didactice, dar numai prin colaborare și prin muncă în comun. Dacă fiecare ține pentru el sau dorește numai el să facă anumite lucruri, sau dacă știe să facă ceva, nu împărtășește cu ceilalți, nu-l ajută pe colegul lui, cu siguranță nu vom reuși să trecem cu bine peste această perioadă. Hai să vedem ce întrebări mai sunt. O întrebare care nu are legătură, poate, directă. Pe Skype, pe un Skype normal, din ăsta, free, câți simultan pot lucra? Câți? După câte știu eu, nelimitat. Sau parcă adică 30, poți ceva de genul. Sută aia, sau că, nu știu. Da, dar trebuie să știi identificativul fiecărui utilizator. Da. Deci eu am grup pentru licență da, okay, și da. Sunt 12 și lucrez foarte bine cu ei. Perfect, și... e foarte bine. Așa cum am scris și în prezentarea de ieri și în invitațiile care le aveți. Da, este ok, Ioana. Deci puteți oricât să lucrați și pe Skype. V-am spus... se poate v-am și arătat, este un tutorial cum să folosiți Microsoft Teams. Dar nu știam este... care e limita. Cât nu știu, am verificat eu acum rapid și sunt 50 de participanți maxim pe Skype, în varianta gratuită. Da, e bine, 50. Eu oricum nu vin toți la curs.
Mulțumim. Haideți să vă răspund la alte întrebări și ceea ce v-am sugerat și am tot spus tot timpul, trebuie să folosiți și alte unelte dacă doriți. Este important să înregistrați ceea ce faceți cu studenții, să vă salvați și să le faceți disponibil după aceea ca resursă asincronă, deci în campusul virtual, încât ei să poată să vizualizeze. Videoul direct nu se poate încărca în campusul virtual, puteți să-l puneți pe YouTube, în contul dumneavoastră, să fie vizibil doar cu link, nu este necesar să fie public acel clip video dacă nu doriți acest lucru, sau pe orice altă unealtă. V-am arătat cum puteți și inclusiv webinarile acestea sunt încărcate și pe platforma care o are fiecare cu o limită destul de mare în cloud-ul de pe Microsoft al Politehnicii și care permite, cum să zic eu, să vizualizați doar cei care aveți conturi de Politehnică, videourile. Nu toți au conturi de Politehnică și trebuie să fie logați în momentul în care se poate să vadă videourile. De aceea, dacă doriți să fie mult mai fezabile, eu am avut două cursuri și două laboratoare în ultimele trei zile. Le-am înregistrat, le-am pus pe YouTube și le-am integrat într-o pagină web pentru studenți și exact așa cum este și cu aceste webinarii. Nu vă fie frică că informațiile pot să devină vizibile și pentru alții. Da, puteți să le faceți ascunse și să fie doar cu un doar pentru cei care le vizualizează și au link-ul să facem acest lucru. Fișiere de tip EP4 pot fi încărcate ca resursă pentru un anumit tip de curs. Ele pot să fie încărcate, dar atunci vor fi download. Deci nu vor merge în timp real. Platforma nu este o platformă de streaming, de video streaming. Ele trebuie încărcate altundeva, într-o platformă care este dedicată de video streaming. YouTube, Vimeo, Microsoft Stream, sunt foarte multe. Ok? Dacă nu mai sunt întrebări care să fie foarte generale, vă mulțumesc mult tuturor că ați participat la această sesiune din nou. Înregistrarea va fi disponibilă, înregistrarea de ieri a fost foarte mare, este în proces de a fi decupată pe bucăți mai mici și va fi disponibilă astăzi în campusul virtual, în cursul de tutoriale profesor. Aveți un pic de răbdare cu studenții, știm că studenții de la master se agită. Încercați să comunicați cu ei dacă puteți, să le trimiteți materiale, facem înrolarea în ritmul în care putem, pentru că vin constant solicitări de la cadrele didactice și modificări de la departamente, de specializări, de cursuri, de e-mail-uri, de cadre didactice care nu pot să acceseze și ne-am considerat că este prioritar să rezolvăm cadrele didactice în acest moment și crearea tuturor cursurilor în campusul virtual. Ceea ce noi am făcut în 5 zile, în 6 zile de când lucrăm pentru aceasta, este o muncă echivalentă a 2 luni, știți, de activitate. Deci cu răbdare vă rugăm frumos și vă mulțumesc foarte mult de silință. Va exista și o metodologie care poate să vă ajute să realizați mai multe. Urmăriți tutorialele din campusul virtual. Vă rog foarte mult. Și doar după aceea îmi puneți-ne nouă întrebări. Echipa campusului virtual nu încarcă ea materiale pe campusul virtual pentru fiecare curs. Nu creează activități, nu creează prezențe. Este sarcina celor care sunt responsabili de acea disciplină să o facă cu materialele de care ei răspund. De asemenea, vă sugerez, campusul virtual este obligatoriu, nu este opțional. Este singura modalitate prin care se va putea face o înregistrare exactă a activității pe care o realizați cu studenții în această perioadă. Vă mulțumesc, ne vedem mâine la ora 11, când voi face mai puțin parte tehnică de integrare, cât și vă voi arăta ce resurse puteți să folosiți, ceea ce a rămas de ieri să vă arăt, că vă va ajuta poate să vă gândiți altfel ce activități puteți să realizați cu studenții. Vă mulțumesc, ne vedem mâine. La revedere! Mulțumesc!